Dragilor, astăzi vorbim puțin despre fericire și despre, evident, avantajul de a fi fericiți. Sean Acker, în cartea cu același nume, Avantajul fericirii, spune că cumva cu toții, sau mare parte din noi, așteptăm să fim fericiți după ce avem succes. Și el a scris această carte plecând de la premisa că dacă am fi fericiți mai întâi, și succesul va veni după aceea. Cumva nu e nevoie să fim, nu e nevoie să avem succes pentru a fi fericiți. Să ne dăm voie să fim fericiți, pur și simplu, și apoi vom atinge și succesul în domeniul nostru de activitate. Astăzi vreau să vă spun așa, pe scurt, patru metode pe care eu le-am identificat în cartea Avantajul fericirii, despre cum am putea să ne schimbăm starea, pentru că poate ne trezim, nu știu, cu niște gânduri anxioase sau depresive, nu avem o zi neapărat bună, și Sean Acker în Avantajul fericirii spune mai multe metode prin care putem să ne ajutăm să măcar să avem o stare mai bună, care evident este primul pas în a atinge fericirea. Primul dintre ele este evident meditația, și când mă gândesc la meditație, spune și autorul în cartea lui, nu trebuie să ne gândim la călugării tibetani care stau cu orele în meditație. Un simplu exercițiu de respirație abdominală în care ne urmărim ritmul respirației și avem atenția focusată pe mișcările line ale abdomenului nostru, 2 minute, 3 minute, 5 minute pe zi sunt la fel de eficiente ca o meditație, nu știu, pe o perioadă mai îndelungată. Important este să începem de undeva și să introducem cumva în rutina noastră meditația, pentru că sunt acum nenumărate studii care spun că meditația ne ajută să ne schimbăm foarte rapid starea de spirit, să ne simțim mai bine și mai apropiați de starea de fericire. Un alt lucru pe care îl propune Sean Acker în cartea lui este să ne gândim să facem un lucru pe care îl așteptăm cu plăcere. Și el spune în cartea lui despre un studiu făcut în 2006 care arată că eliberăm endorfină chiar și atunci când doar ne gândim la acel lucru pe care vrem să-l facem. În studiul respectiv, oamenii așteptau să vadă un film care le plăcea și astfel le-a crescut concentrația de endorfină cu 26 sau 27%. Deci, iată, și doar gândul de a face ceva care ne place ne ajută să ne simțim mai bine. Evident, știți deja, exercițiile fizice sunt în top pentru a ne schimba starea de spirit. Și o a patra activitate care mi se pare foarte interesantă și care are legătură și cu dezvoltarea noastră personală și cu cum ne privim noi pe noi înșine, este să exersăm. În primul rând, să găsim o abilitate care ne definește, ceva care ne face pe noi să fim unici și speciali, și după ce găsim acea abilitate să o exersăm, pentru că practic așa ne simțim bine, dându-ne seama ce ne face pe noi să fim noi înșine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, sunt Bianca Poptean și cu siguranță o să ne mai întâlnim aici pe canalul Editurii Herat.